Sunt foarte utile și știți de ele. Vă dau un exemplu de tehnică, e aia cu raritatea. Avem numai 200 de polițe de locuință luna asta la vânzare. Trebuie să prindeți dumneavoastră una. Stop. Limitat. Ok? Apropo de avantajul acestei afaceri, că serviciul, produsul se creează instantaneu. N-ai nevoie de stocuri. E ceva fantastic. Corect? Da? Un super business. Nu trebuie să te plimbi de colo-colo. Nu-i nevoie de transport, de curier. Totul pe electronic se mișcă. Totul pe online. Da. Și, practic, poți să faci lucrul acesta folosind genul ăsta de tehnică. Na, o altă tehnică e dovada socială. Uitați-vă la reclame făcute, nu știu, de Andreea Marin la o școală de limba engleză. Da? Deci, Andreea Marin e și autoritate, dar e și dovadă socială. Domnule, dacă Andreea Marin a cumpărat, e școală ca lumea. Sunteți de acord? Da? Sau, bine, nu folosiți asta cu guvernul, că guvernul nu mai e autoritate. În România e o problemă, deși cu domnul ăsta prim-ministru îmi place de el. Bă, vorbește atât de prost, bă, dar e un om atât de bun și de corect, ăsta o să ducă departe România, o să vedeți. Avem parte numai de conducători din ăștia care vorbesc, sunt slabi la comunicare. Ce să facem? Asta e, că noi suntem buni de gură și ei sunt slabi. Dar bun, bun prim-ministru ăsta, o să vă placă de el, o să vedeți ce om e. Și dincolo de orice partid. Ce dracu am vrut să zic? Nu folosiți asta cu guvernul a zis, că nu e bună ca autoritate. Ziceți aia cu cercetătorii, asta cu britanicii, ziceți cercetătorii olandezi, da? Okay? Au stabilit că și dați un exemplu de statistică adevărată, dacă puteți găsi. Există un studiu făcut de institutul nu știu de care. Încercați să dați să căutați în zona asta, că există clar. În care se spune că principalul motiv pentru care oamenii nu cumpără asigurări e cultura financiară, educația financiară. Da? L-ai băgat pe om în corz, dacă nu cumpără de la tine, nu e educat financiar. Ok? Înțelegeți ce schemă de 2 lei? Da? Dar se pare că ăsta e principalul motiv și nu-i vina oamenilor, salvați-l puțin, pentru că nici societatea, școala, ce mai, autoritățile n-au făcut mare lucru în zona asta. Există acum niște încercări timide, sunt niște cursuri prin școli, prin licee, organizate de, cum se numește asta noastră, ASF-ul, Autoritatea de Supraveghere Financiară, da? Organizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, organismul care supraveghează piața financiară și copiii au parte de educație financiară și înțeleg aceste instrumente financiare când ei deja știu cu cardul, că mulți au carduri, știu cu plățile online, da? Dar înțeleg și zona asta de asigurări și probabil că în câțiva ani o să se vadă, dar evident că ăsta e principalul motiv, lipsa educației financiare de care nu s-a îngrijit nimeni. Da? Și atunci apreciez foarte mult că dumneavoastră aveți aceste cunoștințe și dați dovadă de interes în zona aceasta și iar îl prepar. Ok? E în regulă? Și acolo vin cu autoritatea care face ceva. Ok? E în regulă? Nu eu zic. Autoritatea zice. Matale, ești din categoria asta de 20% care au. Ok? Și merge mai departe. Ok? E în regulă? Da? Ca model pe zona asta de principii ale persoasiunii. Deci, ca să facem așa o recapitulare în zona asta de tehnici, atenția, pun pericolul pe masă, cu ajutorul întrebărilor, da? Deci, da, atenția. 2. Prețul, neapărat trebuie să-i spun prețul, marjă, că nu știu exact, da? Fac contrastul de percepție, ori prin raportul dintre suma de asigurare și preț, că prețul întotdeauna e de 1000 de ori mai mic la locuințe decât suma de asigurare, corect, de 700 de ori mai mic. Pot să fac contrastul de percepție și în următoarea întâlnire, aducându-i soluții cu prețuri diferite, de la companii diferite, prețuri diferite și pun în valoare prețul mic cu prețul mare. Prima dată prezint prețul mare, corect? Am înțeles de ce. Și totdeauna anual și abia după aceea cu ratele. Și nu uit de întrebarea de tip scală, da? Să analizați în ce măsură este avantajos pentru dumneavoastră să dețineți această soluție de finanțare. Da? Ok? E în regulă? În zona de conștientizare, da, v-am zis, folosesc diferite situații, cum a fost aia cu un minut înainte, da? Sau nu înțeleg pe oameni de ce se gândesc numai la alții și la familia lor, nu? Cu pauzele de rigoare și după aceea pun întrebarea cu cine vă faceți, da? Mamă, ce nenorociți suntem!
Dar totul e etic, vă garantez. De ce? Pentru că altfel oamenii nu pot să fie convinși să cumpere. Au o reținere și o rezistență cu privire la aceste instrumente financiare, care, după părerea mea, sunt cele mai bune când vine vorba de aceste evenimente, încât eu chiar nu înțeleg. Există o cultură populară, că ăștia nu plătesc, că nu fac. De ce? Pentru că astea circulă. Eu n-am auzit niciodată un client despăgubit să pună mâna pe telefon și să zică: bă, prietene, știi că am asigurare de 10 ani și chiar mă gândeam să renunț. Bă, anul ăsta m-au inundat ăștia de la țeava de apă pluvială. Bă, și compania cu tare mi-a dat banii ăștia. Nici n-a trebuit să mă duc la ele. Am trimis niște poze și m-au crezut pe cuvânt. Și mi-au trimis banii. Nu-mi vine să cred. Și te-am sunat să spun și ție, să cumperi și tu, că e păcat. Face cineva chestia asta? Nu. Cu rahat aruncă toată lumea. Dar dacă ne uităm la ce sume de despăgubire plătesc companiile, vorbim de sute de milioane de euro, de miliard de euro plătiți către oameni care ajung în situații dificile, da? E evident că sistemul funcționează foarte, foarte bine. De acord? Nu mai vorbim de oameni care sunt în faza în care au ajuns la maturitate cu contractele de asigurări de viață și vor să depună bani în continuare pentru că s-au convins că treaba e bună. Mai vorbim de oameni care pe asigurările cu fonduri de investiții și-au dublat banii, și-au triplat banii unii dintre ei, și voi știți situația asta, că aveți clienți care sunt în situația asta și nu le vine să creadă că ei pe tot parcursul contractului n-au fost atenți la contract, da? Nu s-au uitat la el, și aici vorbesc la asigurările cu fonduri de investiții, da? Deci sunt instrumente extraordinare la dispoziția clienților, dar e datoria noastră să fim abili în zona de vânzare, ca să-i ajutăm etic să ia decizia în favoarea lor. Ok? Și în favoarea lor e să fie asigurați. Bine? Ca idee. Acum, na, zona asta de vânzări, vreau să o vedeți așa, că aici e greșeala mare pe care o fac oamenii de vânzări la început de drum. Că aici mai avem și coleguți la început de drum, pe care probabil peste un an n-o să-i mai văd, că n-o să fie în stare să scoată potențialul, corpul atletic de om de vânzări mușchilos la suprafață. O să le fie groasă să facă sport, să mănânce sănătos, nu puțin, da? Numai alimente care să pună în valoare mușchiuleții și corpișorul ăla fantastic, și o să cedeze pe parcurs, cum cedez eu de ani de zile în lupta cu kilogramele. Kilogramele câștigă întotdeauna. An de an sunt tot mai multe. Nu există om de vânzări care să aibă un raport de 1 la 1. Am vorbit cu un client, a cumpărat. Sau 10 la 10. Am vorbit cu 10 clienți și toți 10 au cumpărat. Sau 100 la 100. Am vorbit cu 100 de clienți și toți cei 100 au cumpărat. Nu există genul ăsta de vânzător. Dacă există, e unul care a vândut o singură asigurare și s-a oprit după aceea și atunci are raportul ăsta. Da? Și poate și pe aia și-a cumpărat-o pentru el. Și, am vorbit cu mine în oglindă, mi-am cumpărat asigurare, m-am și oprit că mi-am dat seama că sunt genial ca om de vânzări și am un raport de 1 la 1. Toți oamenii cu care discutăm și care sunt experimentați îmi dau raport de 7 la 10, 8 la 10 și sunt foarte buni, dar asta pentru că lucrează numai pe portofoliu. Și au construit o afacere foarte, foarte puternică, cu mulți clienți, da? Și impresia lor este că sunt vânzători de mare excepție. Nu, nu, nu. Acolo e o relație de încredere, constructor de relații de încredere, și dacă te adresezi numai la cei din portofoliu, sigur că ai un raport bun. Că ai ani de zile de când îl bați la cap cu asigurarea de locuință. Și după 5 ani a cumpărat-o. Corect? Da? Dar dacă iau și îl întreb pe omul care vine,